Domnul Costu Pelic, ca profesional, cum o prevențuim. I-am mulțumit domnule ambasador, preamestecă că a luat cuvântul ca un profesionist. Deci, putem să subscriem, da. Nu, pentru că trebuie și pe care. Îi mulțumim foarte, foarte mult pentru faptul că și-a găsit timp să vină și să își exprime punctul de vedere în fața noastră. Mulțumim foarte mult și pentru promisiunea pe care a făcut-o ca ambasada să se implice mai mult în sprijinirea contactelor dintre istoricii din România și istoricii din Federația Rusă. Îi dorim mult succes în activitatea pe care o desfășoară și o să vă asigur că, așa cum am spus la început, istoricii își înțeleg datoria să fie de partea adevărului. Da. Nu, istoric tip animal, scuitor și topăbuit din asta ne pravdă. Da. Mulțumesc foarte mult și pentru că am socotit zona, are un cadru chiar de oficial, toată această masă noastră, rotundă, putem să facem lucrurile cum vrem. O să-l rugăm pe domnul profesor Oberlinders, directorul Muzeului Național de Istorie, să rusească. Excelențele voastre, domnilor academicieni, doamnelor și domnilor, doresc să mulțumesc Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, Centrului de Studii Ruse și Sovietice Florin Constantiniu, ca și organizatorilor acestei mese rotunde, preliminarii de primul război mondial, contacte română-ruse la nivel înalt, iunie 1914. Sigur, pentru cei care nu cunosc activitatea mea profesională, trebuie să mărturisesc de la început că nu sunt un specialist în domeniul relațiilor ruso-române, chiar dacă din când în când am mai comis, ca să spun așa, câte o activitate legată de aceste relații. Sigur însă că aș dori să vă aduc la cunoștință și să vă rog să nu pierdeți în vedere ceea ce se găsește în muzeele românești, în primul rând în Muzeul Național de Istorie a României și în majoritatea muzeelor din țară, ca material documentar pentru istoria relațiilor româno-ruse, începând cu secolul al XVII-lea până în secolul al XX-lea. În acest sens, Muzeul Național are un fond important, atât de documente, cât și de documente de arhivă, cât și un fond important de imagini, litografii, gravuri, picturi și fotografii care privesc atât istoria Rusiei, cât și istoria României în conexiune cu istoria rusească. De asemenea, Muzeul Național are cea mai mare colecție numismatică din țară, în care se găsește un fond important de medalii și monede rusești. Între acestea sunt chiar secțiuni care sunt de o mare importanță, pentru că sunt piese extrem de rare, uneori unice, care se păstrează în România. Între medaliile din secolul al XVIII-lea până în secolul al XX-lea, o parte deja au fost, care au și legătură cu istoria raporturilor româno-ruse, o parte au fost publicate, respectiv de mine și de colega mea, Catușa Curvan. Este vorba de medaliile dintre 1866 și 1947, medaliile privind Casa Regală a României, în care multe sunt emise cu ocazia vizitelor la nivel înalt în Rusia sau a unor evenimente politico-militare comune.
Sigur că pe lângă acest fond, în mare parte necunoscut pentru dumneavoastră, există și ordine și aici aș vrea să vă arăt. Volumul întâi din catalogul ordinelor din colecția noastră, volumul se cheamă Onoarea Națiunilor. Aici sunt prezentate toate ordinele imperiale ruse și în volumul al doilea, care este în curs de pregătire, vom publica și ordinele sovietice. Chiar pe copertă este una din perlele coroanei, ca să zic așa, din patrimoniul Muzeului Național de Istoria României. Actualmente se găsește în expoziția pe care am venisat-o ieri. Este vorba de Crucea Sfântului Andrei în grad de colan, pe care l-a primit Carol I în 1877. O piesă excepțională care face mândria oricărui muzeu din lume, nu numai a Muzeului Național de Istoria României. Sigur că legat de evenimentul care ne-a dus în jurul acestei mese rotunde, preliminariile Primului Război Mondial, respectiv contactele la nivel înalt din iunie 1914, ieri am deschis o expoziție realizată în cooperare cu colegi de la mai multe institute, instituții rusești care gestionează arhivele, nu numai cele clasice pe hârtie, dar și cele foto și cinematografice. În această expoziție dedicată vizitei familiei imperiale la Constanța, lângă numeros material provenit din arhivele rusești, există și piese din colecția noastră. Muzeul Național are el însuși o serie de documente importante privind această vizită. Expoziția este însoțită de un catalog care conține toate datele științifice necesare pentru a fi folosite de către cercetătorii care se vor ocupa de acest subiect. Sigur însă că comemorarea centenarului Primului Război Mondial, România este într-o situație ușor paradoxală față de acest eveniment, pentru că oficial România a intrat în război de-abia în august 1916. În realitate, prin românii din Austro-Ungaria și din Rusia, România a intrat în război în 1914, în august 1914, și însăși poziția de neutralitate este tot o implicare în război, chiar dacă în epocă și astăzi mi se pare că a fi neutru nu înseamnă a fi implicat. Pentru evenimentul acesta, comemorarea centenarului izbucnirii Primului Război Mondial, Muzeul Național de Istoria a României a lansat un proiect, dați-mi voie să o numesc important, ca să nu folosesc un epitet mai plastic, de a reuni toate sursele privind Primul Război Mondial din muzeele românești. Este o cantitate uriașă de material care este necunoscută în mare măsură, nefolosită, și până acum avem răspuns favorabil de la 32 de muzee. Practic, majoritatea muzeelor din țară au subscris proiectului Muzeului Național și vom realiza un site. Deja pe pagina web a muzeului există, ca să zic așa, primele documente care sunt puse la dispoziția cercetătorilor și publicului. Și în următorii 4 ani, pentru că pentru noi războiul s-a încheiat abia în 1919, vom pune în mod sistematic o cantitate uriașă. Estimăm la cel puțin 500.000 de documente de arhivă, fotografii, medalii și alte obiecte care se leagă de Primul Război Mondial. La acest proiect deja avem și participarea colegilor din Croația, pentru că unități din armata austro-ungară, unități croate din armata austro-ungară, au participat la ocuparea Basarabiei în 1917-1918. Și sper ca și colegii din Rusia să devină partenerii noștri, pentru că
Repet, va fi o operă care depășește cu mult semnificația unei realizări muzeistice, va fi o sursă deschisă pentru studierea celor mai diverse aspecte ale primului război mondial, inclusiv viața cotidiană a populației civile. Aspect care este mai puțin ilustrat în studiile publicate până acum. Încă o dată doresc să mulțumesc Institutului și firmei TMK, sigur, ambasadei Rusiei, Federației Ruse, reprezentată aici prin excelența sa domnului ambasador și prin extrem de activa și eficienta doamnă Natalia Muzhenikova, care a fost una din personajele care a făcut ca, într-un timp foarte scurt, să putem realiza expoziția pe care vă invit să o vizitați la Muzeul Național de Istorie. Aceasta fiind deschisă, din păcate, numai până pe 29 iunie, pentru că programul nostru de evenimente culturale pe anul 2014 este unul foarte activ și aproape în fiecare săptămână se întâmplă câte ceva. Vă mulțumesc tuturor și aștept să ne vedem și să colaborăm în proiectele pe care sunt convins că breasla istoricilor le va primi bine. Vă doresc succes și îmi cer scuze că va trebui să plec. Programul meu pe ziua de astăzi mai cuprinde încă două întâlniri. Și cu toată plăcerea și dragostea cu care aș fi vrut să fiu aici, nu voi putea să stau foarte mult. Vă mulțumesc!